Bro, ia-l un pic lângă, te rog să-l și aranjăm puțin, da? Da, bro. Am un client mai complicat, termin cu el și revin. Liniști, frate. Oh, salut, Mane. Ia zi, Mane. Ce-i facem? Bă, mă gândeam de data asta să facem ceva mai diferit așa, adică m-am plictisit de aceeași tunsoare. Mă gândeam să, nu știu, ceva așa mai... Uite cum i-ai făcut lui băiatul. Ar merge. Păi, nu prea merge, mă. Cum o să nu meargă, mă? E mai dificil. Ce e mai dificil? Adică costă mai mult, îți plătesc, bro, nu-i problemă. Dar nu e, mă, de asta, doar că nu prea am din ce. Bă. Omul, că glumi, mă, ce ai? Mă tund eu ca ăla, mă, nu e vorba. Auzi, fii atent, când începi să mă tunzi, să mă tunzi așa, mai spre față, știi? Că în perioada asta nu crește păr în zona aia și... Da, oricum, frate, eu nu mă plâng, să știi. Adică mă uitam la alții, chelez rău de tot. Deci noi, că suntem așa, avem mare, mare noroc. Mare noroc, deci ne-a pus Dumnezeu mâna în cap la propriu. Da. Mare noroc am avut. Mai ales tu. Hai, gata, stai că nu poți să te tundi. Auzi, fii atent, înainte să mă tunzi. Fă și mie programare pe săptămâna viitoare să nu uit, da? Ok. Mamă, se tunde la săptămână? Da, frate, mă tund la săptămână, că mie când îmi crește părul, îmi crește vâlvoi așa și nu vreau să stau cu el netuns, că hai, mie... gata, te rog, că nu pot. Gata. Da, mă, păi abia ți-am luat dintr-un vârf. Ajunge, frate, păi ce vrei să-l tunzi pe tot săptămâna asta? Tunde-i și noi ușor așa, o săptămână, o șuviță, o săptămână, o șuviță. Ce, mă, ți-e frică că nu lași pagă? Lași pagă, mă, stai liniște, fii atent aici, deci 50, 50 tuns, 50 pentru tuns, da? Și 50 pentru că a depus efort, băiat. Haide, ia-i, las. Știu cât e de muncă la mine, știu. Bă, Mane, uite, nu te supăra că ți-o zic, tu ești un băiat ok, chiar mi-a iurea, doar că... Tu nu prea mai ai păr în cap, mă, eu nu am ce tunde. Ai dat în inimă, frățioare. Hai mă, că nu e chiar așa tragic, adică sunt o grămadă de oameni care chelesc, e ceva normal, doar că eu îți spun că nu are rost să mai vii în fiecare săptămână la barbershop. Da, bă, dar era visul meu, era visul meu să vin la barbershop de când eram mic. Și mie nu crește nici barba, mă, ca să mai pot să vin. Lasă, frate, lasă, că s-a inventat un șampon acum, te dai cu el și îți crește părul afro, știi cum? Nu există, mă. Ce vorbești, mă? Ce șampon? Șampon implant, fratele meu. Deci tu știi cum, te speli cu el și ți-aduce părul din spate în față. Ia, fii atent, dă-mi asta jos. Dă-mi asta jos. Să-ți ascunzi farfecele. Când mă întorc, praf,